Atomic Fart, ups, mi-am dat de gol părerea un pic cam devreme, este un joc despre o lume utopică în care oamenii și roboții trăiesc în armonie și nimic rău nu se întâmplă nimănui niciodată. Tu iei rolul unui dulap musculos în serviciul unui politician care nu are cum să fie în secret malefic, iar treaba ta este să descoperi legătura misterioasă dintre numărul pe care îl porți la pantofi și rezultatele tale la teste IQ. Atomic Heart este primul joc al developerilor Mandfish și cred că ar trebui să-i aplaudăm pentru treaba absolut excepțională pe care au făcut-o când vine vorba de tot ce ține de partea vizuală a jocului. De la concept la artă 2D, modelare 3D, animație și așa mai departe, artiștii implicați în dezvoltarea jocului sunt în mod evident niște profesioniști și le doresc numai bine în viitor. Fiind și primul joc al game designerilor pe de altă parte, aceștia au ales să împrumute câteva elemente din alte jocuri pe care poate le știi. Nimic rău în asta, bineînțeles. Câteva animații și arme amintesc de Fallout sau Bioshock, mecanica de lockpick e luată direct din Skyrim, un inamic aici inspirat din Prey, un inamic acolo inspirat din Bioshock, un oraș creat ca un omagiu pentru Bioshock chiar aici, puterile supranaturale sunt alea din Bioshock, personajul principal are amnezie la fel ca în Bioshock, e asistat de un prieten bun care în vecii vecilor n-o să-l trădeze, la fel ca în Bioshock, iar utopia în care trăiește e condusă de un tip inteligent și carismatic, dacă putem să-i spunem așa, exact la fel ca în, corect, Candy Shop. Stai puțin, știu că jocul admite în mod deschis că e inspirat din Bioshock, dar au mers atât de departe cu asta încât au copiat întreaga structura poveștii, inclusiv twisturile? Asta e super stupid! Evident că o bună parte din jucătorii Atomic Heart vor fi fani Bioshock căutând o experiență similară, dar nu să-i surprinzi prea tare cu întorsăturile din poveste dacă sunt exact aceleași. În fine, nu știu cine a venit cu ideea asta, dar probabil pare un geniu inegalabil pe lângă omul responsabil cu dialogul protagonist din Atomic Heart, protagonist care îl face pe Duke Nukem să sune ca un doctor în fizică cuantică. Hei, Charles, îți plac prăjiturile? O să întrebe el, dar chiar în timp ce își primește răspunsul, va face spume la gură, urlând că nu-i pasă de mizeria pe care i-o spune tipul pe care tocmai l-a întrebat ceva. Nu știu dacă am văzut vreodată dialog atât de rău într-un joc și înainte să spună cineva că asta ar fi satiră, că jocul e comedie sau parodie, există o diferență între parodie și doar scris prost. Când spui protagonistului poți lua liftul de acolo, de fapt i-o spui jucătorului și o spui pentru că vrei să știe ce lift să ia, în caz că omul nu s-a prins de unul singur. Dacă imediat după protagonistul spune "Merci, Einstein", tot ce face să insinuezi că 1. Dialogul e enervant pentru jucătorii care s-au prins deja unde era liftul și 2. Că restul jucătorilor care nu s-au prins sunt idioți. Limba română mi se pare puțin limitată când vine vorba de anumite cuvinte descriptive. Din păcate, marii noștri poeți n-au investit suficient timp în cuvintele care nu erau intenționate pentru a o seduce pe singura fată care îi băga în seamă. Cu toate că îmi plac, ca oricărui alt om normal, nu folosesc înjurături sau cuvinte prea vulgare în videourile mele de obicei pentru că ar distrage la tonul de altfel detașat al videoului. Însă n-am găsit un cuvânt mai bun pentru a-l descrie pe protagonist decât muist. Sau posibil căcat cu ochi. Trăiește într-o utopie aproape magică în care oamenii pot controla roboți cu puterea gândului, vorbesc cu mănușile lor AI și ridică lucruri prin telechinezie, dar tot ce face este să se plângă constant de tot ce se întâmplă în jurul lui. Fiecare linie de dialog e scrisă și livrată cu scârba unui vidanjor care ia masa în timpul serviciului. Nu exagerez când spun că aș fi preferat să joc Atomic Heart cu toți protagoniștii din Saints Row vomitând gunoiul lor comedic în continuu în urechile mele decât cu gorila deprimată cu care am fost nevoit să joc. Singurele momente când iau o pauză de la răcnete și când emană o bucurie de-a dreptul infantilă sunt alea când are ocazia să le lingă tălpile superiorilor lui. Explicația dată pentru creierul lui subatomic este că nu-și mai amintește decât ultimii 2 ani din viața lui, motiv pentru care are și mentalitatea unui copil de 2 ani. Trebuie să admit că jocul are și părți bune, altele decât lumea fascinantă. Din păcate, aproximativ 100% din ele sunt implementate pe jumătate prost din cauza ambițiilor prea mari. Ceva ce putea să lipsească lejer e elementul de joc stealth, sau așa cum îl știu oamenii rafinați, procedeu secret. E introdus la început și apoi nu doar că nu e deloc necesar în tot restul jocului, dar nu poți fi silențios nici măcar dacă vrei. Ești un șifonier mobil cu un lansator de rachete lipit de spate. Cum dracu crezi că o să poți traversa harta jocului fără să fi văzut de milionul de camere de supraveghere care atârnă peste tot? Și în ideea asta există și un element de open world absolut nenecesar. Uite o provocare imposibilă, lasă un comentariu cu un joc care are lume deschisă și o poveste excepțională care nu suferă din cauza asta. În afară de Witcher 3, deși și acolo e discutabil. Când alegi să curtezi lumea deschisă, renunți la ritmul unei povești bine spuse. Bioshock nu e open world și câștigă enorm din asta, iar în Atomic Heart, din ceva motiv, n-au vrut să copieze și elementul ăsta, sau măcar protagonistul care tace dracului din gură. Ciuma open world se extinde și asupra comportamentului inamicilor, pe care nu are rost să-i omori pentru că durează doar câteva secunde până sunt reconstruiți de drone care reapar la infinit. Așa s-au asigurat că, deși există o lume deschisă, n-o să ai chef să o vezi de prea multe ori. Poți să traversezi mai rapid prin lume odată ce găsești o mașină, din fericire, dar din nefericire
fericire, scurgerile de ulei ale roboților s-au prelins pe toate străzile din joc, așa că mașinile patinează de parcă au roțile făcute din slănină. O să spun în favoarea jocului, oarecum, că deși inițial inamicii reacționează la loviturile tale cum ar reacționa la briza unei zile de primăvară, jocul devine cu adevărat distractiv odată ce ți-ai făcut suficiente upgrade-uri să poți măcina roboții care îți stau în cale. Posibil și pentru că mi-am adăugat câteva upgrade-uri pentru mobilitate, cum ar fi un upgrade care te lasă să mergi mai rapid. Din ceva motiv extraterestru, developerii au văzut că jocul lor e mult mai distractiv și mai jucabil dacă mergi mai rapid și au tras concluzia că asta ar trebui să fie ceva ce deblochezi după ce mergi lent câteva ore în loc să joci așa de la bun început. Data viitoare, de ce nu-mi oprești monitorul până la nivelul în care deblochezi lumina? Sau îmi oprești sunetul până îmi cumpăr upgrade-ul care îl activează? Deși asta cu opritul sunetului s-ar putea să fi fost o idee genială, având în vedere că singurul mod în care am putut continua să joc a fost să setez tot audio-ul în altă limbă pe care nu o înțeleg, să nu mai fiu nevoit să ascult dialogul atât de îngrozitor că mă făcea să vreau să-mi bag mouse-ul într-o ureche și să-l scot pe cealaltă. Partea bună la upgrade-uri și la sistemul de crafting este că te lasă să experimentezi. Îți poți scoate absolut toate componentele investite într-o armă când o decraftezi, la fel și într-o putere când decizi că vrei să fii altfel de mutant. Singurul lucru ciudat la asta este că are potențialul de a crea scenarii în care ai nevoie să fii un specialist în matematică să poți trece de puzzle-ul cu integrale triple, dar tu ești un specialist doar în dat la pompă. Moment în care intri în meniu, îți redirecționezi neuronii spre altceva, depășești puzzle-ul, apoi îți resetezi creierul cu o cheie franceză. În ciuda problemelor, cred fără nicio glumă că jocul ar fi putut fi excepțional dacă developerii nu-și propuneau să facă atâtea lucruri din prima și dacă l-aruncau pe geam pe unul dintre scriitori. Am auzit niște oameni spunând că ei sunt bucuroși că măcar nu s-a lansat cu bug-uri grave care îți distrug complet jocul, dar chiar este asta limita aspirațiilor tale? Nu ca lucrurile să fie mai bune, ci doar să nu fie absolut mizerabile? Fii serios. Și o altă scuză pe care am auzit-o pentru dialogul cumplit e că măcar jocul a fost bine optimizat la lansare, de parcă asta ar avea vreo legătură. Dacă ești de părerea asta, spune-mi te rog, când comanzi mâncare și curierul ți-aduce doar o pungă de hârtie goală, îi mulțumești că măcar a fost rapid? Dar se spune că în încercările mărețe este admirabil și să eșuezi, deci felicitări developerilor pentru curaj și multă baftă cu următorul proiect. Cu puțin noroc, data viitoare când vă gândiți să puneți în joc un robot violator care îți vinde upgrade-uri și scoate constant sunete sexuale, poate cereți și părerea unui om de pe planeta asta, de ce nu? Eu unul nu cred că Atomic Heart e jocul demn de a fi numit un succesor spiritual BioShock, dar poate ușor să ia locul unui joc ca Close to the Sun și poate și titlul. Astea fiind spuse, poate te întrebi cum de am jucat Atomic Heart la lansare. Păi, ar trebui să știi că acest video a fost făcut posibil numai cu ajutorul oamenilor extraordinari ca tine care aleg să fie membri ai canalului. Nu doar că mi-am permis un abonament Game Pass, dar am și găsit câteva momente să joc jocul. Deci alătură-te și tu acum acestor legende și poate data viitoare jocul tău preferat va apărea aici. Asumând că nu era Atomic Heart.